Ștefania are doar 11 ani și copilăria ei s-a terminat brusc de când necazurile i-au împovărat familia. Se maturizează forțat pe zi ce trece, pentru că este nevoită să fie sâlpul familiei. Își dorește ca orice copil să poată sta în brațele părinților și să se simtă protejată, însă rolurile s-au inversat în cazul ei. Când ai aflat că mama ta e bolnavă, te-ai întristat? M-am întristat, dar prima oară n-am crezut că este o boală gravă. Credeam că este ceva ca o gripă. Ștefania își încurajează mama și îi spune că totul va fi bine și face tot ce stă în puterea ei de copil să ajute cu treburile casei. Tu la școală cum te descurci? Foarte bine, dar mai trebuie să mai învăț cât mai mult pentru a face pe mami bine. Crezi că dacă o să înveți mai bine o să fie și mama ta mai bine? Da, pentru că o fac mândră. Vrei să o vezi sănătoasă, vrei să se facă bine? Da. Te dor de ea așa cum era înainte, mai e sănătoasă? Da. Pentru că mi se aduce aminte, foarte multe amintiri. Și acum nu pot să le mai refac. Mama ei are doar 32 de ani și în urmă cu câteva luni a descoperit că suferă de cancer de col uterin. Până nu a ajuns pe masa de operații, femeia a sperat că ceea ce îi se întâmplă nu este adevărat. Acum a ajuns să cântărească 30 de kilograme și nu se mai poate ridica din pat. Sincer să fiu, n-am crezut până n-am ajuns la București. Până n-am ajuns pe mâna chirurgului și mi-a spus că într-adevăr ai cancer. Și până am ajuns sus la domn doctor Savu, la radioterapie, n-am crezut că am cancer. Aici, când mi-a zis anatomie patologică, n-am crezut. A sperat că este o greșeală. Am sperat, nu că e o greșeală, am sperat că nu va fi. Soțul femeii este nevăzător din naștere și a fost tot timpul alături soției pe perioada bolii. Dintr-o femeie sănătoasă care muncea și avea grijă de familie, Andreea a ajuns să nu mai poată face nimic. Nu mai ești ăla care erai. Pentru că slăbind, nu mai am capacitatea, nu mai pot să mai merg, nu mai... Da, da, simt că am ochii care intră în orbite. Nu mai puteți faceți nimic din ce făceați pentru gospodărie. Nu poate să se și mi-e necaz, și nu, că nu pot. Și nu mai mă enervez și eu ca orice om. Și mai mă supăr și... Că nu pot. Ești fără vlagă. Am lucrat în croitorie. Am lucrat 3-4 luni de zile în afară. Când am venit în afară, atunci am pus jos. Necazurile au venit unul după altul. Gheorghe o avea ajutor de nădejde pe mama sa, însă de câteva zile femeia a paralizat pe partea dreaptă și este internată în spital. Cum vă descurcați în situația? Foarte. Soția bolnavă, dumneavoastră nevăzător, fetiță? Fetiță și acum mai rău, mama paralizată la spital. Și mai aveați ajutor din partea foarte. Mamei dumneavoastră? Mi-a ajutat foarte mult, a stat cu fata, că am stat cu ea la București. Mi-a ajutat foarte mult. Și acum și dânsa este bolnavă în spital, este paralizată? Da, nu vorbește, e inconștientă. Soarta a lovit greu această familie, care trăiește acum doar din pensia de nevăzător a bărbatului. Oamenii au nevoie de ajutor pentru a continua tratamentul Andreei și pentru ca Ștefania să meargă la școală și să aibă o viață cât de cât normală. Cu toții putem reda copilăria.